Așa, dar pornim la treabă, că... Bună ziua și bine ați venit la Pro Online pe exerciții de matematică. Clasa 4. Nu se aude, dar... A făcut problema. Ei, da. Aia cu 07 să genereze toate... A, 0279. Câte erau, domn profesor, din parte? Mulțimea mare, e calculus toate elementele. Se aude? De formă, nu se aude, încă... Nu, acum. Încă se lucrează acolo, la sol. Okay. Deci cu cifrele 0, 2, 7 și 9 să scriem toate numerele care sunt divizibile mai întâi la 5. Deci să scriem toate numerele folosind cifrele 0, 2, 7, 9 care sunt divizibile la 5. Cum adică? Hai să se poartă la 5 exact. Sau la 10, hai să zicem la 10. Trebuie să termine cu 0. Da. Adică 2000, 2020. Urmește. 2070. Da? Deci, ca să scriem doar cu cifrele astea. A, păi așa e mai ușor. Toate numerele care se împart la 5. Păi ultima cifră trebuie să fie 0. Că 0 sau 5, n-are voie. Da. 5 că nu avem de unde. Deci 2000. Deci prima ar fi 2000, da? 2000. 2020. 2070. Da. Hai să punem să jucăm. Hai că e tare și frumoasă problema. Da, așa e. Știi ce am făcut? Hai să spun. Data trecută știi că m-am plâns că problema asta nu mi-a ieșit. Da. Nu m-am plâns la tine? Da. Așa. Domn profesor, da. Dumneavoastră faceți una. Și dumneavoastră scrieți pe tablă și mai și vă faceți. Și apoi și noi scriem. Și apoi vedem cum am făcut. Așa. Să termin ideea. Da. Și le-am spus fetelor că am furat ideea de la tine. În film. Se urmărește la clasa a 5-a, am recunoscut că am furat ideea de la tine. Că tu ai spus așa, să ne gândim, plecăm de la cel mai mic 2000 și cel mai mare număr pe care îl pot genera este 9999, nu? Da. Deci asta a fost ideea ta. Și am recunoscut. În film. Pentru față de el. Și am spus și cine? Daria mi-a sugerat asta și am făcut problema datorită ei. Da? De aici? Deci vreți acum să punem toate numele care se împart la 5. Domn profesor, eu deja am ajuns la 7.000. Da, stai că te grăbești. Da, deci, sunt o grămadă. 2020. 2020, 2070. N-ai voie 2020, trebuie să se bată la 5. Să se bată la 5? Da. Că, da. 2020, 2070, 2090. Apoi, 2000, Davide. 2220. 2200. Dar de ce nu puneți 2? Da, mă, merg și ăla. 2200. Crezi că... A, deci am scris bine și am scris degeaba. Bravo, Davide. Deci 2220, 2270, 2290, apoi 2000, 2700. 2700. Și apoi 2770. Domn profesor, dar dumneavoastră copiați de la noi, dar scrie singur. Da, mă, chiar așa. Nu e corect să copiați de la noi. 2790. După care, 2900. 2920. 2000. Să pun deasupra. 2970. Și 2990. 2920. 990. Câte sunt? 16? 1, da, 2, 16. 4, 5, 6. Stai puțin, că n-ați terminat. 2900. A, cu 2. Cu 2000. Am scris pe astea cu 2000. Nu le-ați scris pe toate. Cu 2000 le-ați scris pe toate, mă. A, scris și sus, iertare. Deci 2000, 2020, 2020. Păi 16 ori 3.
16 ori 3? Da. Când merge odată cu 2000, da, bine. Și nu se poate cu 0. Păi asta am făcut și data trecută. Da? Deci cu 2000, pe urmă cu cât am zis? Cu 7000 și apoi cu 9000. Da. Și sunt 48 de numere. Deci cu 2000, cu 7000, am zis. Deci 2000 cu 7000. Înseamnă 7000 și după aceea 7000. Mai scrieți, nu? Așa, și iarăși 16, da? 16. Și cu 9000. Nu, nu mai scrie. 9000. 9002. Și iarăși 16. În total, 16 ori 3 este egal cu 48 numere ce se divid la 5. Ne mai dați din astea? O secundă. Te întreb acum, Daria, câte crezi că sunt? Câte numere se divid la 10? Păi tot în 0 trebuie să se termine. Păi tot în 0. 48. Adică tot 48. Dar câte sunt cele care se divid la 2? Păi trebuie să termine într-un mare număr. Deci se poate termina ori în 0 ori în 2. Da, 0 și în 2. Așa că am face 48 ori 2, pentru că sunt 2 mai multe. Dați-ne împărțit la 3. 48 ori? 2. Adică 96. Domn profesor, face, dați-ne împărțit la 3 să vedem câte sunt. Păi așa facem 48. A, dacă stăm împărțit la 3, mai punem și 9, deci 48 ori 3. Da. Da. Nu te grăbi, mai dați-ne de ce regulă ne-a dat, domn profesor. Ca să aflăm dacă numărul se împarte la 3, trebuie să adunăm toate cifrele. Asta e. Și cât va fi suma cifrelor? Păi poate să fie 9, păi nu, 9 nu poate să fie. Ultimul nu poate să fie, ar trebui să fie 9, 9, 2 și 1, dacă am avea, dar nu avem. 7, hai să vedem toate numele care se divid la 3. Foarte tare, e o problemă, dar de bună ideea, treaba ta. Deci dintre toate numele generate aici, cu putință, găsiți-le pe cele care se împart la 3. Prima ar fi 2007. Bună din ele, 2007. Foarte bine. Deci ar fi un prim număr pe care l-ai văzut, Daria, 2007, primul număr, da? Cel mai mic. Și nouă mii șapte. 9.000? Sau 7.000, 9. 79 fac 16. Da, știi, e regula? Știi, 16 și nu sunt 4 la 3. Oh, da. Mă gândeam așa mai ușor. Altul, imediat următorul, Davide, care se împarte exact la... 9.207. Imediat următorul, ca ordine, că trebuie să păstrăm ordine. Da, domnul profesor, dacă nu păstrăm... Putem să facem 2.000, ar fi 7.002, dar noi deja ne aventurăm prea sus. Ne-a dus prea sus. Eu vreau imediat. Am avea 2.070. Imediat următorul. Deci să nu pierdem din ele. Zice bine, Daria. Adică prin 7 îl avansează aici și vine 2.070, care este deștept și el. Că tot apoi 2.700. 2.700. 2.700. Și cam azi, domn profesor. Prea sus m-am dus, foarte tare! 2097, da. 2097. Da, puteam să zic, 2097. Bravo! Da. 2097, sigur, păi dacă nu, da. Plus... Da, deci, a fost vorba că respectăm în ordine, da, în ordine. Da. Foarte tare! 2079, deci, de la 2007... De ce aș fi 2070? 79. Ca să fii în ordine, crescătoare. Da. Să nu pierdem nimic. 2097, corect. Nu l-am scris eu și... Da. Apoi 2700, pentru că nu mai avem. Da, bun. Nu mai avem.
Dar care sunt numele, domn profesor? Uitați-mi. Cifrele sunt cifrele mulțimea a marii formate din cifrele 0, 2, 7 și 9. Atât? Mai se împarte la 3. Dar știu, știu. Da. Care mai e? Și el zice mai avem. Dumneavoastră ziceți mai avem, nu? Eu zic că mai avem. El zice la 2700, prea repede. Da, 2000... La 2700 a zis el? 2229! 2222! 2022! Așa, da, mai tine. Am sărit prea repede. O, și mai repede! Deci trebuie să-l plasez după 2007. Da, îl plasez după 2007. Așa! Deci 2000... 22. 2070 dacă mai e. 70, cred că nu mai se după, nu? 2070. Ba da, 2079. Acum 2079. 2097. Și am mai am una. 2229. Cât de 15. 2220. Da, 2202 de ce? 2202. Foarte bine. 02. Excelent. Da, 2202. De ce a șters? A șters degeaba, chiar același lucru. Cum? Pe care? Scuzați. Așa. Apoi 2220. 2220. Și nu ne mai putem juca acolo. 2220. 9, da. Foarte tare, ieșitul ăsta atât de frumos este, că tot ar vine de cu el. Tu ești bucat, divizibil ăla 3. Ai zis bine. Da, profesor, 2292. Și am trecut prea sus, trebuie să ștergeți iară. Da? Și prea repede, prea sus? Da, e prea târziu l-am scris. Ia să vedem. A sărit, domn profesor! 2270. A trecut deja la 90, trebuie să mergă la 70 ceva. Sigur că da, are dreptate la 72. Da, asta n-am zis. La 72 de 13. 72 de ce? Da, ai dreptate, ai dreptate, ai dreptate. Nu, domn profesor, era 2270. 67 fac 13, nu-i bun. 2270. 2270? Nu-i bun. Nu, nu. 2200, nu, 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 2000. Nu mai este cu 70, pentru că nu poți spui 2279, pentru că o să dea 20. Deci, 2200. Deci cu 2 de 2 nu se poate. Stați puțin. Cu 2 de 2 nu se poate treaba. Da, da, și deja noi trebuie să urcăm acum și să punem 2292, ca așa am pus. 2292. Da, 92, că nu mai e altul, n-am mai sărit noi nimic. Așa. Aveam și eu credință. Zine, care credința ta? Apoi, deci de aici nu mai putem merge la nimic. Și am mai sărit peste unul. Care? 9, 9, 9. Am zis versetul. Am banul de 22. Deci 3 de 2 trebuie să-i păstrezi cu 9. Atât e de profesor. Da. Apoi 2700. 2700. Că doar pe ăsta le mai avem, da? Ce se face și noi acum? Dar stai un secund. Dar nu poți să poate... 2070 l-am fost jucat acolo tot. 2700. 2007. 2007 l-a jucat prima. A, l-am jucat, da, da. 2070. 2070. L-a jucat, da, da. Deci nu prea, băi. Deci 2007. Să începe sub 2007. Deci 2007. Stă pe poziție. Gata, știu unul! 2702. 700? 2702. Da. Nu. Aba, nu. Nu, că stă 13. 2709, mă scuzați. Așa, da. 2709. Mă scuzați, domn profesor. Am fost eu de vină. 2709, da? Merge, da. Da. Perfect, merge. Apoi. 2790. 2790.
2900! Și cât? 2923, nu se poate. Da, 2722. Miss, domn profesor, domn profesor, 2722 nu se poate. De ce? 2700 nu se poate. Dă 13 că am mai încercat. Domn profesor. Deci cât aici a fost? Apoi 2700. Domn profesor, 2907. Cu 700, dacă mai putem juca ceva. Nu mai putem juca. Cu 27 aici nu mai putem juca. Nu. Acum 2907. Da. Mai întâi n-ar fi. Nu, e 2907. 2907 e bun? Dar dacă mai fi vreo unul până acolo? Nu e. Da, 2700... Da, 2900... Da, bă, da, 2772. Da, 27. 27. Da, profesor. Deci 27 trebuia întâi. Știi unul. 2907. Da. 2907. 2907. Da, într-adevăr am terminat. 907, da? 2907, sigur. Deci 27 jucate numai astea. Da, 2907. Și ce au fost? Și cu 2-2 atunci ce au fost mai bine? Domn profesor! 2207. Cu 2-0 am avut 5, da? Domn profesor, dar nu trebuia să... Mai era una acolo la 2, la cu 2200. 2277. 2277. Păi da, domn profesor. Deci 2200. Așa, faceți tot numărul. 2277. Vedeți câte 5 am găsit, domn profesor. Aici vreau să vedem regula. Și acum, dacă găsim regula, primul meu număr 2907, am înțeles. 2907, e obișnuit numărul lui. Da? Deci 2907. Mă las pe voi să completați, să vă jucați și să dați numărul exact. O, este problema. E problema ta. 15, domn profesor. Cum, mă? Nu vă fac. Hai, lasă-mă. Dacă la fiecare a fost câte 5, domn profesor. Deci total sunt 15? Da. Te bați cu mine? Da. Mi-am spus că sunt 42. Tu ai găsit 42 din numere? Sunt tot 15. Păi ce faci? O diferență mare. Uitați! Câte cu 2 am găsit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Și facem 15 ori 3. Dar la 2907 numai atâta rămâne. Păi, dar nu, mai 2900. Deci cu 2 n-am epuizat, copii. Cu 2 n-am epuizat. A, da, nu, le facem acum, știți cum? Ușor și simplu. Păi, după ce scriem 2907, cât ne dă? Acum să o luăm. 2970. Deci 29 lăsăm aici. Apoi 2970. Nu se poate. De ce? Nu se poate. Păi nu se poate. 6 plus 9. Fac 15. 2922. Și după asta 2970. Sunt destul de multe probleme, numere frumoase. Vreau să le găsesc pentru la viitoare. Cum veni ce zi? Joi. Nu poți să vii. Ești la fotbal. Nu. Abia sâmbătă. Trebuie să refaci un pentru fotbal acum, perioada asta. Da. Davide, este problema ta. Tu ai pus-o. Rezolvă. Divizibil la 5, la 3, la 3. Gata. Rezolvă-o. Da. Rezolvă-o. Și vii data trecută, data viitoare, și spui exact numele. Câte sunt? Acasă, mai este și 2977. Da. 2977, nu. Da, 14 plus 2, care dă 16. 16 plus 9, 25. Pe
Păi 25 în parte la 3? Am mai nu la 5, la 3, mamă. 3 de 2 și un 9. Dacă pareți 3 de 2, îți facă 6. Și un 9 sau un 0. Deci acolo jucați așa. Deci legea este așa. 3 de 2 să fie 2, 2, 2. Ăstea fac 6. Și dacă apare un 9, foarte bine. Iar dacă apare un 9 cuplat și 0, da? 9 și 0, 7 nu. Mai era un număr, da, da. Vă las, a pornit cu problema asta, ați înțeles exact. Facem ce? Frații? Acum, hai să facem frații. Mă, ce ne-au, mă, sunteți foarte... Eu, profesor, am un prieten care spune, urăsc frații. Așa? Ce rușine. Domn profesor, da, m-am pregătit cu o problemă pentru Davide. No, thanks, mă, și tu mă doresc. Deci vreau acum să facem o problemă sau două cu fracții, după ce treci la operație. Profesor, mi-ați promis problema aia de ieri. Gata, o facem. Vă aduc aminte că nu mă simt. Cum nu te simți? Nu bine? Mă simt în stare să o fac. Nu, dar nici nu știi ce. Dar trebuie să. Da, o facem. Ca așa... Daria? Da. Hai să vedem pe ce e păcat. Da. Spune-mi așa. Un... Ce faci? Pe un platou sunt bomboane, da? Sunt bomboane. Așa ne-ați mai dat cu prăjituri. Bomboane. Și... Scriem în litere. Da. Pe un platou sunt bomboane. Daria ia din ele 3 șeptici. Da? Deci, Daria ia 3 șeptici din ele, din bomboane. Davide. Mai mult, domn profesor. Nu. Da, mai las. Davide. Ia 4 pe 11. Ajutați-ne, Dumnezeu. 4-11 din rest. Atâta puțin? Din rest. Dar poți ia Daria mai mult. A, înseamnă chiar puțin. Domn profesor. Trebuie să vedem să termini problema. Și nu dați acum cât e rămas, nu? Ba da. Să văd. Păi, dar trebuie să afle. Exact. Și cine termină primul? Chiar și o mămică poate să spună. Așa. Că nu ne supărăm. Așa. Deci, trei șeptim din ele. Ia Daria, 4 pe 11, ia din rest Davide și acum am să mai răspund. 22! Da? Dar de ce 22? Așa mai eu nu merg cu 22! Și el 2, da? Din restul, el 1, nu? Din păciolată. Și el 2, restul care rămâne, zice Davide 22, cu semn de întrebare. Da? Cum? Merge ce? Cu... Spuneți 22, pentru că 22 se parte la 11, domn profesor. Da, nu prea. Deci el se gândește la un multiplu de 11. Am scris că am greșit. Dar nu contează, rămâne 22. Am greșit. Dar dacă n-am greșit? Ba da. Pornim la treabă. Că nu merge 8 împărțit la 7. Da, pe acolo trebuie să fie o chestie. Am văzut, domn profesor. Trebuia să-mi dați un... Ca să mă gândesc. 44. Bine, 44. Nu. Adică dublul lui 22. Stați, 44 nu 44. Îl ții și pe 11, văd că în mână. Tot un multiplu de 11 vrei. Nu vreau să mă distrug singur. No. Bine. Hai să vedem acum... Davide, încerc și tu sau încep Daria? Hai să vedem. Dăriți dumneavoastră. Deci facem segmente mai mari, așa. Așa. E greșit. De ce, da, Davide? Și pentru că sunt de 16 împărțit la 7. Deci nu merge.
În câte să-l împart, Dania? În 7. În 7, da? În 7. Un an. 1. 2. Profesor, dar nu puteți să faci mai ușor așa cum ne-a arătat dumneavoastră? 5. 6. Da, asta nu-i cum vreau să-i inversez, David. 7. Așa. Noi luăm 3 miliere. 3 din aceste 7 din le... Și ne rămân... Le iau Dani. Da. Luăm 3, nu? 3, cât? Le șeptim din cât? Din tot întregul. Da. Deci 3 le consumă Dani. După aceea, noi avem acolo 4, noi avem acolo 4 pe 11. Deci coborăm acele 3 segmente. 1, 2, 3, mai trebuie o treime, da? Da. O șeptime. Păi faceți. Uite, o să fac o parte asta. Așa. Și nouă ne spune că fratele ei a luat 4. Nu fratele ei, Davide. Davide, stați, că atunci sunt fratele Maria. E mai pomenit. A luat 4 pe 11, deci împărțim fiecare secvență în 11. Sau nu? Voi creați probleme, măi. Dar profesor, ce-ați făcut acolo? La ăsta sau ce-ați făcut? Nu, nu că a făcut luat, altul. L-am făcut pe ăsta, în partea asta aici. Deci m-ați complicat. Nu, știi de ce? Ca să rămână 4, că nu luasem 7 de toate. Am luat numai 6. Am înțeles. Împărțim fiecare segment în 4. În fiecare segment în cât? 11. 11. Da, am zis 11, da. Ai zis 4? Adică, am zis 11 prima dată. Acum, cum era important? Deci împărțim fiecare segment în 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Așa. Gata, 11. Și aia 4, adică, practic, ea ia 4. Da? Trebuia, practic, trebuie să ia 4 bucățele mici prin el. Ea trebuie să ia 4 bucățele. Atenție, Dar. Deci aia 4 pe 11. Să ție nici n-a terminat. Adică 4 din segment. Din rest, Dar. Păi da, și restul păi din rest, din 4 11 din rest. Păi ăsta e restul. Care e profesor, restul? Adică mănâncă 4 din bucățelele alea mici. Nu! Ăsta este, e 1, da? Și trebuie să luați 4 11 din tot ierul. Adică le luăm pe toate. Atenție! Câte 11 sunt în rest? În tot restul ăsta? 44. 44. Și voi deci, luați... 44 împărțit la 4? Pe 44 împărțit la 11. Adică 4 ori adică 4. 4 ori 4 care îmi va da 16. De 16 de astea luați. Da? Deci 4 11 din 44 segmente, 4 11 din 44 de segmente este egal cu câte? Domnul profesor, dă să tăiați. Egal cu 44 împărțit la 11. Ori trebuie să dați un multiplu de 26. Și fac 16. 16, da? Așteaptă-mi. Okay. Deci, consumă Davide 11 și încă 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Un segment și încă... Deci, 5. Un segment și încă de 5. Câte mai rămân din cele 44? 20 și... Scădem pe 16. Și ne rămân... Ai spus ce minus 6? Vă spun eu 30. Trebuie să dați un multiplu de 20. 38. Păi ne împrumuteam. De 28, da? De 28, da. Un multiplu de 28. Trebuie să dau un multiplu de 28. 46. Da? Deci 28. 56. 56. Deci rămân 56 de bomboane. 56. Pe 56. Păi ne împărțim la 28. Da? Deci ca să vedem, deci aici, ca să fie o figurare cât mai sugestivă. Deci, atenție, ăsta este restul. Copii,
Ăsta este primul rest. Da, acesta e primul rest. Și da, profesor! Acele patru bucăți le împărțim fiecare în 11. Deci ăsta este restul. Nu te mai uita, măi! Morcovilă, ai de boss. Hai să vedem dacă... Și să-l împărțim. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 132 de bomboane. Domn profesor! Da. Câte bomboane crezi că au fost, Davide? 154. Și câte am mâncat, Daria? Da, eu nu te cred. A? Eu cam cred. Da, eu nu te cred. Da, eu că cam în tot cred. Segmentul ăla. A. Eu cred. Deci ăsta este ceea ce a consumat, cine a consumat? Davide. Deci asta e porțiunea lui Davide. Davide a consumat 33 ori 2. Da? Ba nu, 33. Deci sunt 15 segmente, da? Deci Davide a mâncat. Păi, un segment e 2. Noi știm deja că un segment e 2. Davide a luat 16. Și ăsta este restul care rămâne a treia oară, a doua oară, pardon. El este format Davide a mâncat 32 de bomboane. Câte? Ăsta e 32. Adică 2 ori 16. Segmentele. Care e egal cu 20 și... Câte segmente? Câte am zis noi? Câte segmente micuțe sunt aici? 28 da. De segmente. Deci 28 împărțit la 2. Segmente mici. Și care e egal cu 50, cât am zis noi? 56 bomboane. Și atunci, ca să vedem cât înseamnă un singur segment micuț. Da? Da. Pe 56 îl împărțim la 28. Eu am încă 66 de bomboane. Da. Și în total sunt? Un segment. Da. Două bomboane în segment. Și în total sunt 98 de bomboane. Nu, e adevărat. Ba dacă, deci, eu am mâncat 66 de bomboane. David e 32. N-ar fi mai bine să vedem câte segmente sunt mici tot, da, dar știți profesor? Ce, domn profesor? Nu ne-ați întrebat câte am mâncat fiecare. Acum am întrebat. O să întrebăm. Dar acum, câte bomboane au fost pe platou? Păi erau 44 de segmente. Nu. 44 au fost numai restul? De aici. Păi noi știm că, deci, practic, 4 segmente. Erau 33, dar noi avem 11 pe fiecare segment. Deci facem 11 ori 7, adică 77 de segmente. Așa, facem 77 ori 2, care ne dă? 14, 154. Da, 154 de bomboane. Davide, sunt foarte curioasă, știu cum ai aflat că sunt 134. Te-ai uitat cumva în spate? Nu. Nu, doar puțin. Așa. Mi-a luminat capul Dumnezeu. Da. Ai o primire foarte... O lumină acum uita asupra ta. Da. Duhul Sfânt, mă. Duhul Sfânt, așa. Dar să știi, acum nu facem din asta decât o chestiune care trebuie să o primim cu seriozitate. La matematică, dacă n-apar momente de acestea de lumină a Duhului Sfânt, nu facem mare lucru. Faptul că atunci ne concentrăm foarte bine, faptul că se întâmplă chestia asta, este chiar așa, nu este o glumă și nu este, este chiar Doamne lucrează asupra noastră. Eu chiar sunt foarte, domn profesor, eu sunt foarte, foarte interesată cum am reușit să fac atât de repede. Deci David, explică-mi că eu nu înțeleg. Așa. Deci hai să vedem. Treabă de Duhul Sfânt. Nu pot să-l întreb, din păcate, nu este aici cu mine. Adică este, dar nu văd. Atenție, Daria, hai să ne concentrăm pe problemă. Să zicem așa. Un segment. Un singur segment. Adică 11 bucățele. Da. Adică 77. Deci întregul. Da. Întregul. Adică total egal cu 77. Întregul. Da. Adică egal numărul total. Numărul total. Egal cu 77. De bomboane. Este egal cu
77 ori 2. Este egal cu 77 ori 11 și ori 2. 7 ori 11, că sunt 7 segmente de acestea mari, fiecare a câte 11. Deci egal cu 77 ori 2 și egal cu 154 bomboane. 154, da? 154 bomboane înseamnă numărul total de bomboane de pe platou. Câte a consumat Daria? Eu? Cât am consumat eu? Da. Eu am consumat 66. Da? Pentru că ea a luat 3 de acestea. Da. Adică 11 ori 3 ori 2. 11 ori 3 ori 2. Deci și Daria, Davide Daria, a mai mult. Puțin. Adam mai puțin că am mâncat un segment. Consumă. Consumă și încă ceva. Consumă. 7. 33 plus 10 a consumat Davide. Ori 3 ori 11. 43 de bomboane, Davide. Deci 7. Așa, 9? Nu 7, pardon. 3 ori 11, 3 ori 11, da, ori 2. Da. Două bomboane pe fiecare segment. Da, 33 ori 2, care ne dă 66. 66 bomboane. Davide a consumat 11 ori 3. Care 11? Parcă 16 are Davide. Nu, da, da, nu, eu vorbesc că Davide a consumat 11 ori 3 plus 15 ori... Nu, plus 5 ori... Dar, cum am zis aici, 16 segmente. Da, 16 ori 2. Da? 16 ori 2. 2. Care da, ne dă 32. Da. Consumă. Pe maică. Dar nu mai jumătate mai mâncă, domnule. Da? 16 ori 2 și egal cu? 32. 32 de bomboane. Îmi pare rău. Și restul am zis că e cât? Restul... A fost 56, că ați dat dumneavoastră în problemă. Așa. Faceți proba acum. Ia să vedem. 32 plus 66 este egal cu 98. Rămân. Rămân 56, ai zis. 56 bomboane. Ia să vedem, total. Dacă vă 254, ați lucrat corect. Am lucrat corect. 6 și cu 2, 8. V-a spus la profesor, 6, 14. 98 și cu... I-am zis doar aia de 10 și cu 5, 154. Corect. Da, a lucrat corect. Da, iată. Din nou o problemă mai interesantă decât cea care a făcut-o, nu? Cea cu care n-a dat tort data trecută, Daria. Ce mi-a am plăcut înțeles? Cea de data trecută la nebunie. Aceea în care rămăsesc? Da. Prea simplu ți-a fost. Da. De data asta, ideea a fost așa. Am pornit bine problema. Când împărțim la, în 7 segmente și luăm 3 și aici s-a oprit Daria. Și după aia nu am nici Daria. Ăsta este el unul, restul care a rămas pe platou. Dar ne-ați mai dat o problemă asta, era cu Maria care lucra pe scurt. Sigur că da. Dar și tot cu 11. Și când a fost vorba acum să pot să fac 4-11 din rest, pe fiecare bucată am împărțit-o în 11. Ăsta este mecanismul. Frumusețea problemei în asta costă. Fiecare împărțită în 11 mă conduce la situația aceea că pot face 4-11 și pot afla cât consumă Davide. Și am constatat că consumă 16 segmente mici. Și am aflat astfel restul de segmente, iar în final putem ști foarte bine care este numărul de segmente mici. Și de aceea trebuie să dăm multiplu de 28. Da? Nu, dați-mi exerciții, vă rog. Nu, merge și după acela aici. Să mai facem o bătăție de probleme. Mai facem două ca să ne dăm drumul, să vedeți dacă prea știm. Da, și da. Și apoi mai facem câteva calcule. Da, 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 de fapt. Davide! Davide! Mami, acum de unde te mai uiți? Acum trebuie să dau pe ghicine. Vedeți? Vedeți, domn profesor, că se uita? Mi-a măturisit uie o păsărică. Așa. Mergem acum și zicem așa. Pe platou, da, pe platou erau prăjituri. Schimbăm. Nu, 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 puneți mere, că merele sunt mai sănătoase. Nu, 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 drăguț. Prăjiturile din comerț nu sunt bune. Făcute de mama. Făcute de mama bune. Deci prăjituri făcute de mama. Sate de vinete. Da. Deci pe platou erau prăjituri. Erau prăjituri. Și Daria mănâncă 3 cincimi
din ele. Da, foarte. Da, știți ce e foarte repetitiv, Davide? Davide? Și că la Davide a venit îngerașul. Două șeptini. Au venit ajutor. Două șeptini din rest. Și că la Davide a venit îngerașul. Două sfânt. Yeah. E un cadou din șapte. Oh, am mâncat mai mult. Și cine îmi dă restul? Deci, băi, acum pe nu-l las pe voi. Nu mai dau eu, nu-l mai dau eu. Pe las pe voi să-mi dau restul. Da, din rest. Iar rest rămân pe, rămân pe platou. Nu știu ce să-ți dau acum ca răspuns. Spuneți dumneavoastră de mult. Nu pot, pot, nu pot să spun la întâmplare. Nu, dar nu mergi la întâmplare, ai văzut. Dacă voi faceți totul, veți sesiza care e restul. Segmente. Și vedeți, da, pe segmente, sigur că da, toată lumea. Că dați prin ce altceva. Deci aștept de la voi. Credință. Deci lucrăm. Nu am ce mai multiplu de 11? Da. Dar nu atunci. Multiplu de 11 înseamnă 22. E egal cu 22 traiectorii. Iar da. Sper că, sper că am făcut bine, pentru că am făcut practic, adică trebuie să faci acum câte segmente sunt împărțite. Da, el e la manșă. Câte segmente sunt împărțite la 7 ori 2? Eu sunt la manșă. El e la manșă. Deci, atenție. Da, te rog. Păi facem un segment mare. Așa. Îl împărțim la 5. Corect. 1, și mâncăm 2, și ștergem 3. 4, 5. Tăiem 3. 3 ștergem. Și mai rămân două segmente. Așa. Ăsta e restul, cobor jos. Da, da. Ăsta e restul. Și din ele, în fiecare pătrățele, adică la cele două segmente le împărțim în 7. Corect. Segmente mai mici. Corect. M-am prins, domn profesor. Gata, domn profesor. Gata, domn profesor. Și acum tăiem, eu am mâncat, păi au rămas 14 prăjituri. Nu, au rămas 14 segmente mici. Da. Da? Și eu o să fac 14 ori. 14 ori 2 șeptimi. Ori 2 șeptimi. 14 ori 2 șeptimi. 14 ori 2 este egal cu 28. Împărți la 7. 28, împărți la 7. 4. Nu se face mai timp împărțirea și pe ori? Nu mai, 14 împărțirea la 7 ori 2. Păi da, și face 4. Da, 4. Dar tot atât de bine și 2, 14 ori 2, care face 28 împărțirea, da. Tot 4 îmi dă. Da. Dar știți, domn profesor, că deci acum, 4, acum sunt... Atenție, da, 4 pătrățele a consumat... Cine a consumat? Eu. Davide. Deci el consumă 4, 1, 2, 3, 4. Asta e pentru Davide. Și asta e restul. Cât este acum restul al doilea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, restul ăla e bun? Păi 7 și cu încă 3. Nu e adevărat. Ba, e adevărat. 16 și cu încă 3, 10. 10? Deci a rămas 10. Multiplu de 10. Multiplu de 10? A, puteți ne dați 50, 70, mai ok. Da? Mai multiplu de 10. Da. Corect. Nu 22, ci multiplu de 10. 20. 20. 20 de prăjitori. De ce nu ți-a dat multiplul de 10? Nu, am numărat eu greșit, mă scuzați. Da, atenție, multă. Deci, da, el facem din toate segmentele 14 care sunt aici, facem 2 șeptimi din 14 și egal cu 4 segmente pentru Davide. Da? Pentru Davide. Adică
Davide, tu asta ai mâncat. Da. Da? Davide. Iar mai puțin. Da, nu știu cum face el, dar așa. Așa se menține în formă, nu-i problemă. Da. Asta este Daria. Daria. Și? Și Davide. Aici Davide. Și aici rămâne, nu tot a fost de 14, și rămâne un rest de 10. Da. 4 segmente pentru Davide. 10 segmente egal cu el, 2. Restul, după momentul în care s-a consumat, e ca și tu, Davide. Și acum, aceste 10 segmente le luăm egal cu 20. 10 segmente egal cu 20 prăjituri. 20 prăjituri. Și înseamnă că un segment egal cu 2 prăjituri, da? Da. Câte au fost pe platou? 7 ori 5 ori 2. Deci pe total... 35 deci, ori 2, adică 70 de prăjituri. Numărul de prăjituri. David a mâncat 8 prăjituri. Egal cu 5, ori 7, ori 2. Totalul 70 prăjituri. David a mâncat 8 prăjituri și eu am mâncat 42 de prăjituri. Daria. Domn profesor, puneți-i de acum pe David, pentru că el e mai slab. Așa, da, nu, 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 nu. Deci, David... Oricum, asta a fost ultima. Ba nu, m-a zis domn profesor că facem încă două. Deci mai avem mână. Păi asta a fost a doua. David mănâncă, Daria mănâncă, cât am spus? 42. 42, adică da. 3, eu mănânc 42. 2, ori 3, ori 7. 6, sunt 7, am mâncăcioasă de fire. Davide. Egal cu 4, ori 2, și egal cu 32. Așa. Dacă nu e altul cu vreau să mai carte să le iau probleme. Da. 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 La 4-7 de probleme. Facem. 4-7. Hai să oprim aici. Mă duc la fracție.